Bună ziua tuturor, bine ne-am regăsit. Vreau să vă zic că și în această perioadă am continuat seria întâlnirilor cu cetățenii la ei acasă pentru a cunoaște în detaliu problemele din proximitatea lor. În toate discuțiile pe care le-am avut cu ei am considerat foarte utile aceste întâlniri pentru că ne oferă o diagnoză exactă, corectă și amănunțită asupra nevoilor oamenilor, nevoi punctuale în cartiere, printre blocuri, altele decât cele de interes general pentru toți romașcanii. Ca o primă concluzie după primele 10 astfel de întâlniri, pentru că iată am reușit în această perioadă să fac 10 astfel de întâlniri, pot să vă spun că problemele ridicate de cetățeni nu sunt imposibil de rezolvat. Sunt unele probleme care se pot rezolva imediat. Și aici aș enumera schimbarea unor becuri, mărirea ritmului de corectare, de colectare a deșeurilor, dezepăziri punctuale a unor căi de acces, o prezență mai mare a polițiștilor locali în anumite zone din oraș. Alte probleme își pot găsi rezolvarea pe termen mediu, odată cu încălzirea temperaturilor care ne vor permite să intervenim pentru asfaltarea unor alei dintre blocuri, amenajarea unor noi locuri de parcare, montarea unor bănci pentru odihnă, reparații și eventual crearea unor noi locuri de joacă, plantarea de arbori și de arbuști. Practic sunt probleme care își pot găsi rezolvare toate dintre acestea, însă trebuie să așteptăm venirea sezonului cald. În ceea ce privește amenajarea de alei și parcări, începând din acest an, vom demara un program multianual de amenajare, reabilitare a aleilor dintre blocuri și de crearea unor noi locuri de parcare. Dar nu ne vom rezuma doar la solicitările venite din partea cetățenilor, ci avem și noi un program pe care îl aveam deja creionat, care va veni doar să fie, va urma să fie completat de solicitările punctuale venite de la cetățeni. Îmi doresc ca pe viitor romașcanii să participe la fel de mult la acest dialog pe care l-am inițiat și să ne transmită toate propunerile pe care le au. Cred eu că este foarte important să continuăm acest dialog și îi asigur pe toți romașcanii că au toată disponibilitatea la dialog în ceea ce mă privește. Sunt foarte multe chestiuni care, pentru a fi rezolvate, trebuie în primul rând să fie cunoscute de către noi, administrație publică, și drept urmare, în perioada următoare, vreau să vă anunț că voi continua acest gen de întâlniri și acolo unde sunt cetățeni care doresc să mă invite, îi rog să mă contacteze pe pagina mea personală de Facebook pentru a stabili datele concrete ale acestor întâlniri. După cum bine știți, săptămâna trecută iarăși am avut la nivelul municipiului Roman căderi masive de zăpadă și înainte de a vorbi despre acest subiect vreau să le mulțumesc tuturor romașcanilor și vreau să apreciez faptul că au fost foarte mulți și chiar m-am bucurat de acest lucru, care foarte mulți romașcani care au înțeles că trebuie să se implice și ei, au înțeles să-și curețe trotuarele din fața spațiilor comerciale, trotuarele de la asociațiile de proprietari, pentru că și aceștia am văzut că au intervenit la scările de bloc, au intervenit la parcările de reședință. Acest lucru dovedește spiritul civic, dar în același timp și respectarea legii. Primăria trebuie să intervină
pe domeniul public, este o obligație legală. Eu cred că intervențiile au fost bune, dar aici vă voi lăsa pe dumneavoastră să apreciați dacă au fost sau nu așa. Dar în ceea ce privește domeniul privat, este obligația celor care dețin sau exploatează astfel de domenii private să intervină. Noi am intervenit pe toate străzile și aleile de pe raza municipiului Roman. Imediat în noaptea de joi spre vineri am intervenit în zona instituțiilor publice, în zona centrală, pentru a ridica zăpada pe tronsonul de la Doi Măgari până la Hotel Roman, unde am ridicat aproximativ 60 de camioane de zăpadă. Ulterior, vineri noaptea spre sâmbătă, am intervenit în zona Cuza Vodă, Oituz, Libertății, Banc Post, Telefoane, unde iarăși am ridicat aproximativ 100 de camioane de zăpadă. Am dispus ca sâmbătă să intervenim în zona tuturor instituțiilor de învățământ, pentru că de astăzi s-au reluat cursurile școlare, astfel încât să creăm condiții optime pentru actul educațional. Și de asemenea, tot sâmbătă am intervenit și în zona pieței centrale. Mă bucură faptul că nu am fost nevoiți să dăm amenzi pentru necurățarea trotuarelor, pentru că, așa cum vă spuneam, cetățenii și proprietarii, exploatatorii unor astfel de spații au intervenit și au degajat zăpada din aceste zone. Nu știu, eu aș îndrăzni să cred că dacă oamenii au văzut că primăria s-a implicat în, cu simț de răspundere în degajarea zăpezii de pe domeniul public, au considerat necesar să intervină și ei și au luat decizia să se implice. Față de prima ninsoare de la început de an, am observat, care a fost și însoțită de viscol, din păcate, practic dezăpezirea la prima zăpadă s-a făcut mult mai greu. Acum am observat un număr impresionant de romașcani care imediat ce s-a oprit ninsoarea au ieșit pe străzi și ne-au ajutat. V-am spus că mă bucură foarte mult să văd această implicare din partea celor mai mulți, pentru că ne dorim cu toții să trăim într-un oraș curat și modern și vreau să le mulțumesc încă o dată. Ca și element de noutate, am atenționat, sau am rugat, mai bine spus, proprietarii de mașini din zonele care urmau să fie supuse intervenției de ridicare a zăpezii, informându-i că acolo în zonă urmează să se desfășoare activități și i-am rugat să mute mașinile în zonele adiacente pentru a nu deranja sau a nu încurca procesul de ridicare a zăpezii și foarte mulți dintre ei s-au conformat și vreau să le mulțumesc și lor pentru acest lucru. Un alt subiect oarecum sensibil, să spunem, care s-a întâmplat săptămâna trecută, a fost legat de două persoane care au vizitat adăpostul de câini fără stăpân. A fost vorba de o neînțelegere, ulterior am luat legătura cu ele și ele și-au cerut scuze pe Facebook pentru informațiile eronate pe care le-au dat. Vreau să le anunț și pe această cale că le acceptăm scuzele. Practic, ele în prima fază nu văzuseră și cealaltă latură a adăpostului și au crezut că dintr-o dată au dispărut mai mulți câini. A doua zi, când au mers acolo, au văzut că toți câinii erau la locul lor. Practic, sunt niște persoane care lucrează ca și voluntare la asociații din Iași și din Botoșani, din câte am înțeles, care se ocupă cu oferirea spre adopția câinilor fără stăpân. Practic, aceste persoane fotografiază acești căței, postează pe anumite site-uri specializate de adopție de câini, marea majoritate în străinătate, și chiar am avut un dialog foarte constructiv cu ele, în sensul în care mi-am dorit să ne implicăm împreună într-un parteneriat și să oferim spre adopție acești câini. Practic, noi la nivelul primăriei municipiului Roman, vreau să vă spun foarte clar
că ne dorim ca acești câini să dispară din adăpost doar pe calea adopției și vom încuraja foarte mult aceste acțiuni și de ce nu, văzând acum cu ocazia aceasta că au loc sau e un ritm destul de bun de adopție, mă gândesc ca pe viitor, poate și cu ajutorul dumneavoastră al presei, să oferim sau să creăm un cadru, eu știu, mă gândesc chiar în parcul municipal, poate creăm un țarc special, unde în fiecare duminică să scoatem căței pentru a fi oferiți spre adopție. Luăm în calcul un astfel de proiect și la momentul potrivit vă vom informa, pentru că mi-aș dori ca dumneavoastră mass media să fiți partenerul primăriei municipiului Roman în acest demers. În cursul săptămânii trecute, de asemenea, am continuat activitățile de toaletare la asociațiile 12 din Smirodava și 13 din Gloriei, plus unde au mai fost sesizări punctuale cu privire la toaletarea unor arbori. Și în această săptămână vom continua activitățile de toaletare, vom acționa de la gară, de la semafor, pe strada Ștefan cel Mare până la bariera de ieșire din oraș și de asemenea îmi doresc să începem deja să creionăm, să gândim un plan de plantare a arborilor și arbuștilor. Cred că mă voi întâlni în cursul acestei săptămâni cu specialiștii de la Bogardens, care mi-au solicitat cu ocazia acelei întâlniri și un punct de vedere al lor vis-a-vis de copacii care ar trebui să se planteze. Vreau să mă întâlnesc în cursul acestei săptămâni cu ei pentru a-mi oferi sugestii și ulterior la nivelul primăriei municipiului Roman să facem o acțiune de plantare de arbori și arbuști în care de asemenea să implicăm asociațiile de proprietari, asociațiile non-guvernamentale, elevii, pentru a avea un oraș cât mai verde. O altă activitate pe care am avut-o săptămâna trecută a fost o întâlnire cu comercianții de mărțișoare. Am stabilit perioada în care să se desfășoare această activitate. Este vorba între 22 februarie și 8 martie. Ca de obicei, vom încerca să le oferim spații pe trotuarul de lângă Femina, acolo unde romașcanii sunt obișnuiți cu prezența acestora în perioada mărțișorului. Cu ocazia acestei întâlniri am convenit de comun acord ca încetul cu încetul, sigur nu le pot impune chiar din primul an, dar în perioada următoare, pe măsură ce își vor cumpăra corturi noi, să avem totuși un paletar format doar din două nuanțe. Le-am cerut să-și cumpere corturi albe sau albastre pentru a avea și din acest punct de vedere un comerț civilizat și care să nu arate prea urât. E până la urmă și în interesul lor, pentru că dacă aspectul comercial este bun, cu siguranță le vor crește și vânzările. O problemă care a apărut pe ocolitoarea Roman Vest, pe o anumită porțiune, noi am intervenit cu echipele proprii de la primărie pentru acoperirea cu RRD, este acel material care se poate folosi la rece, pentru acoperirea gropilor de pe acest tronson de stradă. După care, imediat ce vremea o va permite, am luat deja legătura cu constructorul și acesta pe cheltuiala proprie, pentru că încă se află în garanție, va interveni pentru remedierea defecțiunilor din zonă. Deci vreau să fie foarte clar că aceste reparații se vor face pe cheltuiala constructorilor și nu va afecta bugetul local. Începând de astăzi, a demarat și activitatea de depunere a dosarelor pentru tichete sociale. Dosarele se pot depune la sediul Direcției de Asistență Socială
și beneficiază de etichete sociale orice familie în care cel puțin un membru este pensionar, persoanele singure pensionare, persoanele cu handicap care au domiciliu sau reședință în municipiul Roman și realizează venituri ce nu depășesc 1000 de lei pe lună pe membru de familie. Valoarea tichetelor este de 50 de lei pe fiecare, pentru fiecare beneficiar, iar perioada de acordare a tichetelor va fi de 4 ori pe an, după următorul grafic: 27 martie, 14 aprilie, 19 iunie, 7 iulie, 25 septembrie, 13 octombrie și 4 decembrie, 21 decembrie. Și de asemenea, ieri am participat și la sărbătorirea celor 27 de ani a clubului BAO în Roman, un moment foarte frumos în care s-au pregătit și din punct de vedere artistic, dar și din punct de vedere al inițiativei în ceea ce privește mișcarea, așa cum le-am spus și lor, mișcarea înseamnă sănătate, sportul înseamnă sănătate. La clubul BAO, mai mult decât atât, m-au impresionat întotdeauna unitatea și echilibrul de care dau dovadă sportivii și chiar i-am felicitat cu toată dragostea pentru activitatea pe care o fac, o activitate foarte intensă și foarte veche la nivelul municipiului Roman. Eu cam atât am avut să vă spun, aștept întrebările punctuale de la dumneavoastră. Da, nu a fost nimic deosebit. Practic, luni când s-au prezentat la adăpost, ei nu au văzut decât o jumătate din adăpost și nu înțelegeau unde au... Noi le-am comunicat că avem 76 de câini în adăpost, ei au văzut doar vreo 35 și nu înțelegeau unde sunt ceilalți. A doua zi când au revenit, le-am arătat și latura cealaltă, partea cealaltă. Nu, au văzut doar o jumătate din adăpost, n-au intrat și în partea cealaltă. A fost pur și simplu o neînțelegere, ei ulterior și-au cerut public scuze și pe Facebook. Le-am spus și de atunci, cum am spus-o și acum, le-am acceptat scuzele, nu e nicio problemă. Și chiar le-am chemat la mine în birou, era vorba de două fete cu care am purtat o discuție foarte constructivă și în care am stabilit de comun acord să ne implicăm pentru oferirea acestor căței spre adopție. Asta a fost o idee care mi-a venit mie ulterior, pentru că aceste organizații, din câte am înțeles, se ocupă foarte mult cu adopțiile internaționale a acestor căței, dar nu văd de ce nu am putea și la nivelul municipiului Roman să conștientizăm sau să le oferim celor care își doresc un cățel posibilitatea să aibă acest cățel, numai că trebuie să înțelegem cu toții că odată ce am cipat acest cățel, știm a cui proprietate este și acel proprietar nu va mai putea să-l lase pe stradă liber, ci va trebui să se ocupe cu adevărat de acest cățel. Dar în ceea ce privește colaborarea cu ONG-urile pe care le reprezintă cele două voluntare, există posibilitatea să vină periodic, să facă fotografii și să urce pe site-urile? Da, vor face punctual poze la căței pentru a-i prezenta potențialilor adoptatori. De mai mult decât atât, am stabilit împreună cu ele și un program în care ele și-au dorit foarte mult să se asigure că acești căței beneficiază de alimentație cum trebuie. Le-am spus că nu pot veni ele cu alimentația de acasă pentru că nu știm ceea ce se dă de mâncare din surse externe, dar fără nicio problemă putem stabili două zile pe săptămână când să vină ele din mâncarea pe care o avem și să se asigure că primesc hrană suficientă. Am văzut că ședința de guvern nu a venit cu acea decizie pe care o așteptați. Să înțeleg așadar că singura soluție va fi ca tarifele să fie modificate în posibil. În continuare facem eforturi și diligențe pe lângă Guvernul României pentru a înțelege urgența unei astfel de decizii și sperăm ca la ședința de guvern de săptămâna aceasta să apară totuși și acest proiect de ordonanță de urgență. Dacă nu va apărea nici de această dată, cu siguranță va trebui să luăm o decizie pentru că vine iarăși ziua scadenței când trebuie să facem și raportarea și plata.
Da, raportul pentru va fi un raport mai amplu, va fi prezentat de domnul deputat Leoreanu, cel mai probabil la sfârșitul acestei luni, în care va face un raport de activitate pe cei aproximativ 9 ani de mandat, care va cuprinde și raportul pentru anul trecut. Da, legea prevede practic faptul că dacă un cățel nu este adoptat sau revendicat în termen de 14 zile, acest cățel poate fi eutanasiat. Noi încercăm pe cât posibil să nu apelăm la astfel de practici. În momentul de față, adăpostul nu este la cote maxime, deci putem în continuare să le asigurăm și hrana și adăpostul în această locație. De aceea vă spuneam că în continuare ne dorim să ne implicăm în acest proiect al adopțiilor, oferim tot sprijinul de care au nevoie acești voluntari pentru a oferi cât mai mulți căței spre adopție și pentru a face ca singura modalitate în care căței să dispară din adăpost să fie calea adopției. Câți angajați? La adăpost, din câte știu, 3 angajați. Suficient? Suficient. Da, nu sunt camioane de capacitate diferită, plata se face la tonă și avem reprezentanții poliției locale cât și reprezentanții administrației publice locale care fac aceste verificări. Nu putem estima, e până la urmă cheltuiala pe care trebuie să o facă el și trebuie să și-o asume. Da, vă dați seama că nici nouă nu ne convine ceea ce s-a întâmplat acolo, însă vom purta o discuție foarte serioasă cu constructorul, astfel încât reparațiile care se fac să fie reparații de calitate și să nu afecteze traficul rutier în zonă. Da, rămân valabile prevederile regulamentului, dosarul se depune o singură dată, urmând ca în cazul apariției unor modificări în termen de maxim 10 zile, beneficiarii să aducă la cunoștința Direcției de Asistență Socială aceste modificări. Și chiar e bine că mi-ați adresat această întrebare, pentru că știu că începând cu luna februarie urmează să mai crească pensiile, drept pentru care persoanele care au depus acum dosarele cu pensiile din luna ianuarie, pentru că practic fiind perioada de depunere se iau în calcul cupoanele de pe luna ianuarie, dacă în luna februarie pensiile vor crește și vor depăși acel cuantum de 1000 de lei pe membru de familie, trebuie să aducă la cunoștința Direcției de Asistență Socială, pentru că dacă nu, în urma anchetelor sociale pe care le vom face, e posibil ca ulterior aceste bonuri să fie returnate. Asta se plătește și destul de scumpă. Programul nu mai are
decât la Brașov și la București. Diferă și media facturii lunare pentru transportul acestora este undeva la 15 milioane de lei pe lună, pentru o suficient de mare, dar per total l-ați încadrat în proiecția bugetară de anul trecut cu acești pici. Ce ați prevăzut la acest capitol, la acesta? Da. Deci, aceasta e, da, e o activitate care ține de societatea locată. Primăria plătește circa 400.000 de lei pe an pentru activitatea pe care o prestează locată și ia un regulament pe care trebuie să-l urmeze, un regulament aprobat de Consiliul Local. Protanul, într-adevăr, este cel care trebuie să colecteze cadavrele, dar nu de origine animală. E un preț pe eutanasiere, un preț la protane, cu totul altceva, dar e o activitate strict reglementată de societatea locată. Dar în condițiile în care ei nu sunt încadrați în cei 400.000, se încadrează. De echilibru financiar al... Nu, nu, se încadrează. V-am spus, 400.000 de lei. Asta per total. Dar am înțeles că de la începutul anului și până acum, sunt în februarie, au fost eutanasiat un număr semnificativ de câini. Nu, nu am, nu am o astfel de informație. Da, nu am o astfel de informație, o voi verifica. De la acest for, în condițiile în care ați moștenit o relație tensionată cu președintele Ionel Arsenie. Din punctul meu de vedere pot spune că am o relație bună cu Consiliul Județean, este o relație instituțională. Ca principiu, din câte am văzut, sumele alocate de la guvern către județul Neamț sunt aproape de zero, drept pentru care nu așteptăm prea mult de la această instituție și de la acest guvern. În ceea ce privește discuțiile pe buget, mai avem încă de discutat la nivelul direcțiilor de specialitate din primărie și cel mai probabil undeva pe la jumătatea lunii martie vom veni cu proiectul într-o formă aproape finalizată pentru a fi supus și dezbaterii publice așa cum prevede legea. Asta în condițiile în care la șefia Consiliului Județean Rămâne Ionel Arsenie. Dar în condițiile în care, în culisele politicii, se discută formarea unei noi majorități parlamentare legată de demiterea lui Laurențiu Duran de la șefia PMP-ului și intervențiile deputatului Leoreanu pe lângă președintele Traian Băsescu de a forma o nouă majoritate în județul Neamț. Cu ce ar avantaja municipiul Roman? Categoric va avantaja cu ceva, dar cu ce? În condițiile în care vă dați seama că este vorba de un singur vot. 14 plus 2 înseamnă 16, dincolo PMP plus ALDE, tot atât. Trebuie singur vot și eu îl văd de unde ar putea veni după. Asta ar trebui venit de la Mihai Alexandru, că este unul din nemulțumiții din ALDE. Da. Sunt complicate căile politice de Bobițene, dar astea sunt. Într-adevăr, așa cum spuneți și dumneavoastră, discuții sunt foarte multe, dar cum v-am obișnuit și de când mă cunoașteți dumneavoastră, la nivelul primăriei municipiului Roman, eu încerc să fac administrație și nu politică. Pe mine mă interesează în momentul de față să muncim pentru romașcani. Eu am încredere în liberalii din Consiliul Județean că vor lua deciziile cele mai bune care se impun la nivelul Consiliului Județean, însă pe mine mă interesează în momentul de față cel mai mult să fac administrație pentru romașcani. Dincolo de declarația asta diplomatică politică, eu vă spun că nu am pus întrebarea întâmplător, tocmai ați văzut că am întârziat la conferința de presă, am făcut o documentare cu nou președinte al PMP-ului, domnul Vichineț, care tocmai ne-a confirmat aceste negocieri care se poartă la Neamț.
Deși dumnealui ușor înclina să spună că PMF-ul s-ar putea mulțumi și cu să-și mențină postul de vicepreședinte, dar dacă decizia la nivelul central al PMF-ului va fi alta, este posibil o asemenea mișcare politică. Da, e drept că probabil dumneavoastră aveți niște informații de ultimă oră. Era foarte bine dacă aveați aceste informații la conferința de presă de sâmbătă de la PNL. L-am întrebat acolo. Pe domnul Oreanu dimineața. Da. E, dacă l-ați întrebat pe domnul... Ok, atunci îi lăsăm pe ei să se ocupe și nu aș vrea acum să dau un latura aia PSD-istă în care să spun altă întrebare. Dar aș dori totuși aici pe partea cu politica să o lăsăm mai moale la nivelul primăriei municipiului Roman, să ne ocupăm de administrație și de problemele din municipiul Roman și sigur că atunci când într-adevăr se vor întâmpla lucruri deosebite să putem comenta. Până atunci îi lăsăm speculațiile doar în sarcina celor care se ocupă cu acest lucru. Eu am încredere că lucrurile se vor fi gestionate așa cum trebuie de colegii mei liberali din Consiliul Județean. O altă întrebare. Dacă mă îndeamnă domnul Dăduslapa, sigur că trebuie să trec la o altă întrebare. Ce arbori și arbuși vor fi plantați în municipiul Roman? Ne referim la arbuși mult din acele specii ordinare, marchis, sau celelalte specii de arbuși, ținând cont de faptul că cam tot ce se plantează pe aliniamentele stradale, din păcate, se cam rup și se cam smulg din primele... Da. Nu știu, nu am fost atent dacă dumneavoastră erați venit în sală sau nu în cadrul... Da, am spus că în această săptămână mă voi întâlni cu cei de la Bogardens pentru a purta o discuție tocmai pe această temă. Acest lucru l-am observat și noi. Da. Vom purta o discuție cu privire la speciile care se adaptează cel mai bine în zona noastră și cu care putem să facem un oraș mai verde și mai... Bun, dar speciile nu țin de vandalismul acesta. M-am întrebat cum ar putea fi prevenit vandalismul, că ar trebui polițistul comunitar și O să intensificăm și controlele în zonă, căutăm și soluții pentru a îngrădi acei puieți, astfel încât să nu fie distruși așa de ușor. Da, noi vom continua pe cât posibil. Da, mulțumesc. Da. Vorbim de un buget pe întreg exercițiul financiar, practic până la sfârșitul anului 2017, ceea ce presupune și participarea cu cele două echipe în edițiile viitoare de campionat. Dacă noi vom încerca să alocăm aceleași sume de bani ca și în anii trecuți și ulterior, dacă ne vom califica în cupele europene, vom aloca sume de bani suplimentare pentru participarea în aceste competiții. Pentru partea de modernizare infrastructură sportivă, ați ceva, mă refer la stadionul Moldova, pe investiții v-a fost cerută de acord de la sala sporturilor, poate? Da, în ceea ce privește infrastructura sportivă, pot să vă spun că am vorbit cu colegii mei de la Unitatea de Implementare a Proiectelor pentru identificarea unei surse de finanțare cu finanțare europeană pentru stadionul Moldova. Acolo îmi doresc să reabilităm întreaga zonă, întreaga arenă sportivă, cu eventual o instalație de nocturnă, o pistă de atletism și tribună doar pe o singură parte și mai apropiată de stadion. Pentru că în acest moment această tribună foarte mare care este acolo și foarte îndepărtată de stadion nu oferă nici o comoditate foarte mare și nici un sprijin foarte mare pentru fotbaliști. În perioada următoare, în măsura în care voi identifica o astfel de axă de finanțare, voi veni și vă voi prezenta-o. Iar în ceea ce privește sala sporturilor, mi-aș dori ca în acest an să putem
sala de forță a sălii sporturilor să o reînnoim cu aparatură pentru sportivii care își desfășoară activitatea în sala sportului. Nu au mai fost făcute investiții, aparatura este foarte veche, de aceea vom încerca pentru acest an să prevedem sume de bani pentru modernizarea acestea. Da, practic. În această săptămână vom avea două meciuri, ambele foarte importante. Chiar dacă la o primă vedere meciul de la Galați pare mai ușor, cred eu că jucătoarele trebuie să fie și să trateze cu maximă atenție această partidă. Ne dorim foarte mult cele trei puncte puse în joc la Galați, astfel încât să fie și o victorie de moral pentru etapa următoare, duminică, acolo unde vom întâlni echipa din Zalău, o echipă foarte puternică, cu un antrenor foarte bun și cred eu că dacă vom reuși să obținem o victorie și astăzi și duminică, vom putea lua o opțiune serioasă pentru obiectivul din acest an, clasarea între primele 5 echipe din România și o participare în cupele europene. Da. Cine îl prezintă? Pentru că nu poate fi cumulat. Domnul deputat face un raport pentru 9 ani pentru dumnealui, dar raportul primăriei în sine. Da. Cine îl face și cine îl prezintă? Vă răspund punctual. Raportul pe 9 ani va cuprinde și raportul pe ultimul an. Este iar raportul primarului va fi o anexă, o informare la o proximă ședință de Consiliu Local pentru informare, așa cum vă spuneam. Și sigur că și eu voi posta pe pagina primăriei raportul meu ca și fost viceprimar pentru anul 2016. Domnul deputat Leoreanu spunea că nu se dă bătut, chiar dacă nu au obținut finanțările necesare pentru proiectele promovate și v-a solicitat mai multe dosare să le aveți pregătite pentru a merge. Care ar fi prioritățile pe dumneavoastră? Ce dosare? Ce obiective? Da, sunt discuții mai vechi pe care le-am purtat cu domnul deputat Leoreanu. Noi aveam deja dosarele pregătite, așteptăm doar ultimele documentații. Așa cum am spus și sâmbătă la acea conferință de presă, dumnealui nu a mai știut, dar noi joi în ședința de Consiliu Local am aprobat deja acele studii de care aveam nevoie și acele proiecte. Ne dorim foarte mult dacă vom putea să obținem finanțare pentru proiectul de canalizare, ape menajere și ape pluviale din cartierul Petru Rareș și de asemenea pentru cele 4 străzi din cartierul Nicolae Bălcescu, proiect de asfaltare a acestora. Cinema Unirea deocamdată urmează să identificăm, de asemenea am vorbit cu colegii mei de la Unitatea de Implementare a Proiectelor pentru a căuta o soluție de finanțare, dacă nu trebuie să gândim o soluție prin Compania Națională de Investiții. Dacă nu și nu, cel mai probabil începând cu anul viitor vom căuta soluții proprii de finanțare a acestor proiecte. Da, trebuie să ținem cont de faptul că mare parte dintre ele sunt propuneri bune, propuneri pertinente, sunt și unele care sunt un pic deplasate. Cu siguranță vom ține cont de toate acele propuneri pertinente. Chiar în această săptămână vom lucra la o centralizare a acestor informații și urmează ca săptămâna viitoare în conferința de presă
să vă prezentăm concluziile pe care le avem și pe mai departe acest chestionar va funcționa pe site-ul Primăriei Municipiului Roman și în acest an pentru a lua feedback-ul cetățenilor Municipiului Roman. Spuneați că intenționați o întâlnire cu parlamentarii și cu mediul de afaceri sau numai să promovați proiectele, să obțineți o susținere când la E o discuție pe care am avut-o și vineri. Vom vedea în primul rând să vedem în ce măsură parlamentarii vor avea timp și care ar fi ziua disponibilă. Vom vorbi și cu oamenii de afaceri, însă, din păcate, bugetul la nivel național s-a aprobat și ați văzut și dumneavoastră că pentru județul Neamț sumele sunt zero. Dar nu exclud o astfel de întâlnire, vom media și vă vom aduce la cunoștința dumneavoastră ziua în care vom programa o astfel de întâlnire. Activitățile, ultima întrebare, activitățile din primărie nu au de suferit și cu toate că se lucrează la limită, pentru că urmează 30 de zile dezbaterea bugetului, iar urma cumva prin aprilie sau sfârșitul lunii martie să fie aprobat. Nu e târziu pentru un an. Termenul prevăzut de lege e de 45 de zile de la data aprobării bugetului național. Trebuie să fie înainte și aprobarea bugetului Consiliului Județean și abia atunci, ulterior, va fi adoptat și bugetul local. Nu, noi în continuare funcționăm cu 1/12. Și nu avem sincope din acest punct de vedere. Sigur că și eu mi-aș dori cât mai repede pentru a putea demara licitațiile pentru o serie de activități pe care le avem programate. Da, vă mulțumesc!